Vă prezint revista Prietenul numărul 19. Din cuprins, știrea zilei, o discuție între bunic și nepoți, ca să înțelegeți un termen, un anunț care o să vă descurajeze, nu pe tot, bineînțeles, ce să păstrați la loc de cinste, o ofertă de casă, vă spune ceva privire unei femei, vă simțiți câteodată singur, recomandări din numărul următor, și un videoclip, crede în tine și poți face orice. Știrea zilei de astăzi ne anunță că este liber la adunat de 100 de persoane și la sporturile de contact. Știți care sunt alea, cred. Imaginea vă spune clar cum se poartă astăzi discuțiile între bunici și nepoți. Ați auzit de știri false? Da. Sunt nenumărate și, din păcate, ne descurajează. Care aveți intenția să cumpărați iepuri de câmp, vi se dă indicația cum să procedați. O mică reportaj despre o femeie care a fost încercată în viață de multe lucruri, dar totuși nu a fost dărâmată. O ofertă de casă, cum cred că ne-ar place la toți, dar ați înțeles. Am găsit poza asta pe internet. Dacă cineva s-ar uita în felul ăsta la voi, ce concluzie ați trage? Un fel de încurajare pentru cei care sunt acum singuri. Și am pus ce o să pun în numărul viitor a revistei. Cel mai interesant mi se va părea miracolele care pot să apară la femei și bărbați acum. În numărul de astăzi a revistei am zis să vă pun un clip video, un clip video care o să vă facă să știți care sunt pașii următori care să-i urmați. Thank you.
Sper că v-a plăcut, aveți ceva de reținut, mie mi-a plăcut și muzica.